Pentru a prezenta ordinea planetelor din sistemul nostru solar, am folosit 8 numerale ordinale care însoțesc substantivul planetă. Aceste numerale ordinale pot fi așezate înaintea substantivului, ca în exemplele prima planetă, a doua planetă, a treia planetă, a patra planetă, sau după substantiv, ca în exemplele planeta a cincea, planeta a șasea. Numeralele ordinale pot fi redate prin cuvinte sau o combinație de litere și cifre romane, ca în exemplele planeta a șaptea sau a opta planetă. Aceste două numerale ordinale determină substantivul secolul. În secolul al XX-lea, prima sondă spațială a explorat planeta Mercur. În secolul al XVIII-lea a fost descoperită planeta Uranus. Călătoria în sistemul solar a fost un prilej pentru a afla, prin exemple, că numeralul ordinal exprimă ordinea obiectelor dintr-o serie numerică. În continuare, vom observa câteva caracteristici ale acestei părți de vorbire. Numeralul ordinal are forme doar pentru genul masculin și feminin. Numeralul ordinal este folosit cu forma de genul feminin atunci când însoțește un substantiv de genul feminin, ca în exemplul, a opta planetă este numită după zeul roman al mării. Forma de masculin a numeralului ordinal este folosită în situația în care acesta însoțește un substantiv de genul masculin, ca în exemplul, al doilea băiat din fotografie este prietenul meu. În situația în care numeralul ordinal însoțește un substantiv de genul neutru, atunci este folosit cu forma de genul masculin, ca în exemplul, am citit și volumul al doilea. Substantivul volumul este de genul neutru, iar numeralul ordinal al doilea este formă de genul masculin. Numeralul ordinal simplu are forme pentru genul masculin, primul, întâi sau întâiul, iar pentru genul feminin, prima, întâia. Numeralul ordinal compus are forme pentru genul masculin alcătuite dintr-un numeral cardinal la care sunt adăugate componentele al și lea, ca în exemplul al 18-lea. Formele de genul feminin sunt alcătuite dintr-un numeral cardinal la care sunt adăugate componentele a, respectiv a, ca în exemplul a treia. Pentru a scrie corect numeralele ordinale compuse, este necesar să acorzi atenție situației în care numeralul cardinal care face parte din structura numeralului ordinal compus este redat printr-o literă care indică o cifră romană. Spre exemplu, forma de genul masculin al 10-lea poate fi scrisă astfel. Componenta al, urmată de litera X care indică cifra romană 10, cratimă și componenta lea. Forma de genul feminin a 10-a este redată astfel. Componenta a, urmată de litera X care indică cifra romană 10, cratimă și componenta a. Acum te invit să rezolvi un chestionar cu 5 întrebări. Mult succes!